Vremea va fi răcoroasă pentru această dată, cerul va fi temporar noros și va ploua, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest. Dar iată prognoza meteo pentru fiecare județ din partea de vest a țării. La noapte în Arad, vremea va fi răcoroasă, cerul va fi temporar noros, pe arii restrânse vor fi ploi care vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest cu intensificări izolate. Minimele nopții vor fi de 12 grade Celsius la Arad și 15 la Șiria. Mâine vremea va fi în general instabilă, cerul va prezenta înnorări temporare și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest. Temperaturile vor fi de 23 de grade Celsius la Șiria și 24 la Arad. La noapte în Caraș-Severin o vreme răcoroasă cu cer temporar noros și ploi. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest cu intensificări izolate. Minimele sunt de 12 grade Celsius în Caransebeș, 13 în Reșița și stațiunea Băile Herculane și 15 în Oravița. Mâine vremea va fi instabilă, cerul va fi mai mult noros și vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. Izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest. Maximele vor fi de 23 de grade Celsius în Caransebeș și Reșița, 24 în Oravița și Băile Herculane. În Timiș la noapte vremea va fi răcoroasă, cerul va fi temporar noros și va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest cu intensificări izolate. Minimele sunt de 14 grade Celsius în Sânt Nicolae, Mare, Lugoj și Timișoara și 15 în Jimbolia. Mâine vremea va fi în general instabilă, cerul va prezenta înnorări temporare ziua, când local vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi de 25 de grade Celsius la Lugoj, Sânt Nicolae Mare și Timișoara și 26 în Jimbolia. În Timișoara, la noapte, vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi temporar noros, pe arii restrânse vor fi ploi care vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest cu intensificări izolate. Minima nopții va fi de 14 grade Celsius. Mâine vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, dar nu va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius. Joi, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre vest. Minimele sunt de 11 grade Celsius în județele Caraș-Severin și Arad și 13 în Timiș, iar temperaturile maxime sunt de 25 de grade Celsius în Caraș-Severin, 26 în Arad și 27 în județul Timiș. Vineri vremea se va încălzi ușor, cerul va fi variabil, izolat în nordul Crișanei sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Minimele vor fi de 14 grade Celsius în Timiș, 16 în Caraș-Severin și 17 în Arad, iar temperaturile maxime vor fi de 24 de grade Celsius în județul Timiș, 27 în Arad și 28 în Caraș-Severin.